Miercuri dimineață, o conductă spartă sub asfalt, chiar în fața primăriei din Petroșani, a creat disconfort trecătorilor. Asta însă nu i-a marcat și pe angajații de la APASERV, care au declarat că vor veni abia joi să constate care e problema. Chiar dacă pe strada cu pricina nu e pentru prima dată când se crapă țevile de sub asfalt, dar până acum au fost cele de la termoficare. Am vorbit cu cei de la APASERV, m-au asigurat că mâine se va interveni pentru repararea acestei defecțiuni, când se va face și o restricție pe alimentarea cu apă. Asfaltul riscă să se degradeze și nimeni nu a putut să precizeze dacă apa va fi și facturată sau nu. Cert este că trecătorii măcar s-au putut răcori la picioare prin apa care s-a scurs pe stradă. Totuși, până la urmă, angajații de la APE au ajuns și au încercat să găsească spărtura. Asta pentru că strada se curbase serios deja.